Asculți Întâlniri cu oameni frumoși la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua! Sunt Iuliana Mășetescu. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlniri cu oameni frumoși. În cadrul acestei călătorii, îmi doresc să invit persoane care, prin activitatea lor socială sau profesională, reușesc să aducă o lumină în viața semenilor. Invitata mea de astăzi este Ioana Popa. Bine ai venit, Ioana! Bine te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru această invitație. Pentru început, te invit să ne spui câteva cuvinte despre tine. Cine ești tu, Ioana? În primul rând, un suflet care caută permanent să se cunoască și să-i cunoască și pe ceilalți și în mod special să-i înțeleagă. Iubesc armonia și caut echilibru între aspectele vieții. Și cum reușești să-l găsești? Perseverând. Și te invit să ne spui câte ceva și despre... concret despre viața ta profesională. Ce faci în acest moment? Am mai multe activități. Sunt implicată în mai multe proiecte. Promovez un teatru independent, Teatru Logos. Am un centru de dezvoltare personală, mai spun eu de fapt de săfârșire personală, și mă ocup de partea de consiliere, de îndrumare în carieră și de descoperirea vocației. Mai am și un alt business pe care îl gestionez și tot felul de activități, proiecte cu copii, cu adulții, ateliere de dezvoltare personală, toate în zona aceasta, în mare parte. Știu că tu ți-ai început viața profesională prin profesia de economist. Știu că ai absolvit ASEU-ul. E adevărat. Acum câțiva ani. Bine, povestea e mai lungă și cumva am plecat cu un scenariu în viața profesională făcut de mama, care mă vedea asistent medical, nu-și dorea foarte mult, era suficient. Spunea și pe timp de pace și pe timp de război, ai o meserie, e cald, ești curată, frumos îmbrăcată. Și cu toate că am intrat la liceu pe matematică, m-am mutat la chimie-biologie pentru a mă pregăti cumva pe partea aceasta de medicină. Însă nu sunt un om care să stau unde sunt pus și atunci am simțit că cumva n-ar fi pentru mine și m-am dus în clasa 10-a și am făcut un curs de surori medicale de Cruce Roșie la Spitalul Universitar. Și a fost extraordinar, am descoperit lucruri despre mine, am văzut că cumva mama avea dreptate, că interacționam bine cu oamenii, dar nu eram în stare să fac o injecție, pentru că sufeream cu fiecare în parte. Pacienții de acolo erau obișnuiți și erau unde-i domnișoara aceea drăguță și să-i țin de mână, stau de vorbă cu ei, însă eu nu știam pe urmă cum să reglez, să fac acea autoreglare emoțională și suferința era prea mare și am zis, bun, nu e pentru mine. Iar după terminarea liceului m-am dus să lucrez în vânzări și așa am zis, bun, atunci și dacă vânzări, calea economică, însă am ales partea creativă cumva din economie, am făcut marketing. Deci, practic, ca studii. Deci sunt economist, însă specialist pe marketing. Da, interesantă trecerea. Practic, ai trecut de la, încercarea de a le vindeca oamenilor trupul fizic la încercarea de a-i ajuta cumva să se redescopere, cât și să-și susțină cumva și mai pragmatic această activitate. N-am făcut conștient, am făcut pentru mine, pentru că erau nevoile mele de a mă cunoaște. Așa am și ajuns, am mers la foarte multe cursuri de dezvoltare personală până am ajuns să le organizez, că atât de drag mi era să mai aflu, să mai știu și să spun. Și nu mă pot abține să nu spun. Am așa de-ai lua și pe ceilalți când știu ceva. Și așa am ajuns să fac lucruri din dorința de a cunoaște și n-am putut niciodată să mă forțez să fiu într-un loc. Dacă sufletul meu nu e bine, nu pot să stau acolo. Adică oricât de... poate îmi sunt dragi oamenii, poate... nu pot. Deci ai simțit tot timpul nevoia să-ți urmezi glasul sufletului, da. Să faci ce spune sufletul. Asta cred că este.
Și să fii, să fii într-o relație autentică cu tine. Da. Cum au reacționat cei din jur la ceea ce tu ofereai? Sau cum o fac în prezent? Sunt cumva surprinși, pentru că oamenii sunt obișnuiți să fie într-un, cum să zic, într-un tipar. Te trezești la 7 dimineața, te duci la serviciu, am un maestru spiritual special, de exemplu mama soacră, care la începutul relației cu soțul meu nu putea să înțeleagă cum, adică nu te duci și tu la serviciu, nu ai un program, dar cum stai la 11 noaptea să lucrezi. Pentru că la mine erau cum simțeam să le fac, libertatea fiind o valoare importantă a mea. Deci nu pot să stau într-un cadru. Fac lucruri, dar să am libertate și fac mult mai mult. Și lucrez, îmi place mie acum să spun, am preluat ideea aceasta, să lucrez ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Adică ce fac să fac cât pot de bine. Asta vreau să te întreb, cum e să lucrez ca pentru Dumnezeu? Ce aduce în plus în relația bucurie, cu oamenii? Bucuria aduce și de asta pe urmă m-am specializat în consilierea vocațională, pentru că mi-am dat seama că în momentul în care îți descoperi menirea, nu mai simți că muncești. Nu mai este muncă, este bucurie. Este slavă dată lui Dumnezeu pentru fiecare clipă. Vreau să te întreb, vor oamenii să fie bucuroși? Cât de ușor sau cât de greu ți este să activezi această stare extraordinară, divină, într-adevăr, de bucurie? Păi, oamenii vor, dar nu mai știu cum. Și caută. Noi permanent căutăm, de fapt, îl căutăm pe Dumnezeu și rătăcim pe drumuri. Este suficient doar să-i aduce omului aminte cine este el, profund cine este el cu adevărat, că este făcut după chipul lui Dumnezeu. Noi suntem perfecți. De asta am și schimbat ideea, nu de dezvoltare personală, ci de săfârșire, pentru că Dumnezeu ne-a făcut perfecți. Și atunci ce trebuie să facem e doar să atingem de săvârșirea, să urmăm modelul. Și să avem încredere că putem fi. Absolut. Știu că tu te ocupi și de activitatea unui teatru independent. Așa este. Teatrul Logos. Vreau să te întreb, din rolul tău, cât de greu este să susții această activitate? Sau cum faci? Cum reușești? Și aceasta este o bucurie. Mie îmi plac provocările și în momentul în care am terminat facultatea de marketing, gândeam, bun, în momentul în care ai buget, poți face marketing, nu este nicio problemă, dar cum să faci marketing fără buget? Și pentru că m-am întrebat, Dumnezeu mi-a trimis această provocare, mi-a ieșit în drumul profesional Teatrul Logos, care pentru mine e pentru suflet, activitatea de acolo. Și am reușit să fac lucruri fără având să am un buget, ci perseverând și muncind foarte mult și implicând toată echipa, de se găsesc căi, doar să vrei. Ținem o legătură foarte apropiată cu spectatorii noștri, am făcut după spectacole și discuții cu publicul. Eu sunt foarte prezentă și de multe ori pentru că sunt foarte organizată și am evidențe foarte clare, sunt surprinși și spectatorii care poate au venit o singură dată și mă sună și le răspund, da, domnul Popescu, la ce spectacol vreți să veniți? Da, sunt acolo. Deci în momentul în care ești prezent, lucrurile se întâmplă. Poate că sunt printre ascultătorii noștri persoane care nu au auzit despre acest teatru. Poți să ne mai spui câteva cuvinte despre regizorul teatrului, despre actori? Cu mare drag. Vă spuneam că este un proiect independent. Deja din 1998, domnul Oswald Geyer este inițiatorul și regizorul spectacolelor. Iar domnul Oswald tot timpul a gândit cumva ca strategie, mi-a explicat în momentul în care ne-am întâlnit, pentru că eu vorbeam de produse, dânsul vorbea de spectacole, eu vorbeam de clienți, dânsul vorbea de spectatori, dar până la urmă am ajuns la un limbaj comun și a fost, și a fost bine pentru toată lumea. Și mi-a explicat ce urmărește, pentru că are o viziune și vrea cumva o creștere a publicului și noi recomandăm ca spectacolele noastre să fie văzute într-o anumită ordine.
Avem și comedie, adică avem Insula Sclavilor de Marivaux, un spectacol foarte frumos cu un mesaj profund. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pe urmă avem a 12-a noapte de Shakespeare, unde lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par, adică lucrurile nu sunt ceea ce par și în viață de multe ori lucrurile nu sunt ceea ce par. Și tot creștem, ajungem, pe urmă avem Peer Gynt de Ibsen. Acesta e un spectacol atât de profund că, și vă mărturisesc că de multe ori după spectacol publicul rămâne în întuneric și trec momente lungi, adică ajung la minute și nu mai au puterea să aplaude. Pentru că mesajul de final este un monolog extraordinar în care personajul Peer Gynt spune: te rog, mă iartă, pământ frumos, dacă iarba ți-a încălcat-o fără folos. Și probabil că fiecare dintre noi se regăsește. Da, și ajunge să întrebe: oare eu am călcat cu folos iarba acestui pământ? Sunt momente extraordinare și am văzut de atâtea ori, deja sunt 12 ani, sunt acolo, spectacole, și nu obosesc niciodată să le revăz și redescoper și eu odată cu publicul. După poate 10 ani înțeleg ceva, cu toate că e același spectacol. Parcă îl vezi pentru prima dată de fiecare dată. Asta m-a și atras, că inițial am ajuns ca spectator și am mers de 5 ori să văd un spectacol la acest teatru și mi-am seama că e viu. Adică eu m-am dus a doua oară în ideea să mai râd, că era 12-a noapte și mi-a plăcut, și am constatat că nu e același lucru. Deci fiecare spectacol e viu. Da. E extraordinar. Da, și continuăm în repertoriu, avem Faust, omul până la urmă și omul prezent care caută, e avid de cunoaștere și de fapt îl caută pe Dumnezeu. Iar chiar în perioada următoare vom scoade Iliada. Sunt impresionată de repertoriul. Într-adevăr, texte foarte valoroase și exact cum spuneai și tu, Un mesaj, și asta face un text să fie valoros. Și asta, faptul că de fiecare dată când îl recitești sau îl revezi pus pe o scenă, parcă îl vezi pentru prima dată, pentru că descoperi noi valențe acolo, umane, spirituale. Teatrul este extraordinar nu doar să fie văzut, ci să fie și făcut. Eu încurajez, pentru că din experiența mea, în căutările mele, am mers și am făcut un curs de teatru. Și am văzut timp de 6 luni, cât am avut repetițiile, că nu m-am putut manifesta. Eram foarte liniară, nu puteam. Însă eu jucam, în mintea mea aruncam, țipam. Dar până n-am avut spectacolul, nu m-am putut exterioriza. Și atunci, vă spun, teatru este extraordinar și să-l faci, nu doar să-l vezi. Am înțeles după experiența asta, pentru că i-am blocat pe colegii, am avut un spectacol extraordinar, am ieșit în evidență, colegii nu erau obișnuiți să primească replicile cum eu le-am scos la spectacol, pentru că am avut în timpul repetițiilor, asupra mea a acționat un program cumva venit de la mama să fiu serioasă, și eu acum eram adult și mă jucam și nu era o treabă serioasă. Iar în momentul în care am ajuns pe scenă și după cortina am văzut publicul, mi-am intrat într-un rol în care eu ca adult ce fac cât pot de bine, eu acolo eram actor și atunci am jucat și m-am bucurat și m-am simțit extraordinar. N-am avut emoții, deci a fost o trăire extraordinară și așa am descoperit cele două programe, cum unul mă blochează și cum celălalt mă ajută. Da, un exemplu clar de cât de terapeutic poate să fie teatrul. Este. Și ce resorturi interioare poate să activeze și să vindece. Ne cunoaștem. Ajungem să ne cunoaștem. Acum simt să te întreb, dacă viața ta ar fi o piesă de teatru, cum s-ar chema? Nu m-am gândit la asta, dar cred că sunt valorile mele de bază. Liniște, pace, bucurie. Ioana, unde te vezi peste 5 ani? Mă văd făcând consiliere, însă acum într-o altă direcție, cumva la un alt nivel, pentru că de anul trecut m-am înscris la un program de master la teologie, de spiritualitate creștină și viață sănătoasă. Și am simțit că e timpul ca în dezvoltarea
piaței de dezvoltare personală, să aducem valorile creștine, ortodoxe, să ajungem să lucrăm pe virtuți, să facem acele exerciții spirituale care să scoată virtuțile, iar Duhul Sfânt să dea roadă în noi, să avem dragostea, să ajungem la pace, să avem bucurie în tot ceea ce facem, să avem îndelungă răbdare. Da, sunt exerciții extraordinare pe care să ajungem să le facem, să avem bunătate, să facem bine, să manifestăm blândețe, să avem credință și toate să vină într-o împlinire a ceea ce noi suntem, că suntem după chipul lui Dumnezeu. Eu vreau să te provoc. Te rog. Spunea cineva, toată lumea vrea să schimbe lucrurile, să ajute și să repare, însă în cele din urmă tot ce poți face este să te repari pe tine însuți și asta nu e puțin lucru. Ioana, dacă ar fi să schimbi ceva la tine, ce-ai schimba? Anii în care m-am uitat în trecut și am găsit vină la mama sau în special cu mama e povestea, acei ani în care am stat blocată în celălalt e de vină. Asta schimba, aș face altfel lucrurile acum. M-aș întoarce spre mine și m-aș uita ce resurse am, ce pot face. Pentru că nu e vorba doar pentru mine, când mă gândesc ce pot face să contez eu în lumea asta. Și revin cumva la proiectele independente, nu sunt de părere că trebuie să stăm și să așteptăm ca cineva mai mare, statul și să facă. Nu, fiecare dintre noi dacă facem și dacă ajungem să colaborăm, facem lucruri extraordinare. Puțin cu puțin ne adunăm și facem. Și viața noastră are impact asupra celorlalți. Să fim și noi un model. Nu putem să spunem una, să facem alta. Ai avut momente când ți-a fost greu, când ai vrut să renunți, când ți-ai pierdut încrederea? Și cum ai depășit aceste momente? Am tot perseverența ar fi. Și au venit, spuneam, din partea celorlalți, care... Dar tu nu ai un venit constant, dar tu nu ai un program, dar cum îți faci tu familie în ritmul ăsta? Veneau dinspre societate lucruri și am spus nu, eu nu mă simt confortabil să fiu într-un tipar. Eu sunt mai mult decât un tipar. Eu nu sunt un om de 8 ore pe zi. Deci viața mea nu e doar de 8 ore. Și atunci simt să dăruiesc, să fac lucruri și pentru mine și pentru ceilalți, ca lumea să fie frumoasă, să ne bucurăm în fiecare zi. Dacă nu mă trezesc și nu am recunoștință, simt că am pierdut o zi. Eu trebuie să ajung la sfârșitul zilei și să mă uit peste ce am făcut și să fiu recunoscătoare, iar dimineața acest sentiment să fie și mai puternic, ca să fie ca un combustibil cumva. Da, recunoștința ca un motor în tot ceea ce fac, pe toate planurile. Absolut. Și alături de recunoștință, încrederea și tot ce decurge din această alianță minunată. Ce te face fericită? În momentul în care valorile mele și ceea ce sunt eu acum sunt respectate și nu intră în conflict cu mediul și cu ceilalți, sunt fericită. Ce mă bucur așa imediat este să am timp, poate de asta nici n-am vrut să am un program fix, dacă simt să merg să mă uit pe cer, să văd un apus de soare, să stau în parc, să ascult păsări, să merg să văd florile acum primăvara, deci îmi iau câte o săptămână și umblu și să văd orizontul. Deci din copilărie aveam momente în care simțeam că mă sufoc și simțeam nevoia să mă duc să văd apusul de soare în orizont, să văd orizontul. Nu pot să mă limitez și atunci bucuria mea este să fiu liberă și să manifest ființa. Și să fiu cu ceilalți, că asta am făcut dintotdeauna și când făceam vânzări eram cu oamenii și acum când fac consiliere, practic puneam întrebări și atunci, dar când făceam vânzări era să-și identifice nevoile ca eu să pot vinde, iar acum pun întrebări ca să se cunoască și
să ajungă să fie împăcați cu ei și cu Dumnezeu și să fie fericiți oameni. Poți să ne mai spui, apropo de asta, ceva despre atelierele pe care tu le faci, despre activitatea ta de la centru? Sigur, cu drag. Centrul l-am numit Pe Cale, pentru că am gândit eu acea cale care duce spre desăvârșire. Și atunci, cumva ies un pic din, și aici ies un pic din tipar, pentru că fac lucrurile altfel și avem, de exemplu, seri de poezie. Avem atelier de cunoaștere prin teatru, avem dans, seri de conectare cu corpul de dans, avem de cunoaștere de muzică, de terapie vocală. Deci toate lucrurile care ne ajută să fim în contact cu noi. Să ne cunoaștem. Să ne cunoaștem. Să ne cunoaștem și să-i cunoaștem și pe ceilalți pentru a trăi mai bine împreună. Bineînțeles că unde a fost nevoia a mers și partea pragmatică, pentru că ne-am dus și pe cursuri de planificare, cursuri de să creăm un buget, pentru că sunt antreprenor și am și experiența asta. Dar am căutat să ofer pentru fiecare ce e nevoie, ce are nevoie sufletul lui. Care este cel mai mare vis al tău? Aici e un vis și e și o durere, cumva, acela de a avea copii. Deci, n-am fost binecuvântată din punctul ăsta de vedere și rămâne un regret acolo. Și îți mulțumesc, tu la un moment dat chiar mi-ai spus că într-un fel sunt mamă, pentru că... Ai acest sentiment matern pe care și eu îl simt în prezența ta. Cu toate proiectele și atenția spre oameni. Poate că așa și trebuie să fie, să nu se bucure doar un singur om sau un singur suflet. Da, nu-i timpul pierdut și mă gândesc că sunt sunt variante. Doamne ajută, da. Am prieteni care au înfiat copii și au dezvoltat în timp o relație foarte, foarte frumoasă. Da, dar tu, într-adevăr, ai această calitate maternă, chiar dacă până acum nu... Mulțumesc. Nu ai fost mamă în sensul biologic, dar prezența ta este o prezență cu totul specială și plină așa de căldură și de iubire necondiționată. Mulțumesc. Și nu e puțin lucru. Pentru că mai avem puțin timp până la finalul acestei emisiuni, vreau să te rog să le transmiți oamenilor care te ascultă un mesaj. Cu drag. Vreau să le spun să fie autentici. Să bucure în fiecare zi, să manifeste recunoștința pentru tot ceea ce sunt și tot ceea ce îi înconjoară și să îndrăznească, cum spunea Domnul Iisus, să îndrăznim. Pentru că Domnul Iisus a cucerit lumea și noi putem. Este modelul nostru și să-L urmăm. Și ce mai am în momentul acesta al vieții mele și țin să spun și ascultătorilor, am găsit în Psaltire un fragment foarte frumos care spune: nu face rău, fă binele, caută pacea și o urmează pe ea. Să urmăm pacea. Da, caută pacea și urmează pe ea. Mulțumesc, Ioana, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii la această întâlnire. Și te mai așteptăm și așteptăm să auzim vești bune despre activitatea ta și despre activitatea Teatrului Logos. Mulțumesc frumos și vă așteptăm cu drag la spectacol. Mulțumim, vom urmări pagina teatrului și vom veni cu siguranță. Indiferent de domeniul în care activează, prin felul lor de a fi și de a relaționa cu ceilalți, există oameni care aduc valoare acolo unde sunt. Ei pot fi considerate pentru oameni modele, dar bineînțeles nu dintr-o poziție de superioritate, ci ca un exemplu de curaj, de altruism, de credință și de asumare a misiunii personale. Sunt Iuliana Mușetescu și îți mulțumesc, Ioana, pentru faptul că ai venit la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, și vă aștept cu drag la următoarea ediție a emisiunii Întâlniri cu oameni frumoși.